Te salut din nou. În videoclipul de astăzi vreau să-ți spun care este momentul când schimbăm plăcuțele de frână, nu plăcuțele de frână, plăcuțele de pe pantofi, plăcuțele SPD. Cum ne dăm seama când sunt prea uzate, când uite cum arată astea, uite-te un pic mai bine. Să le pun așa un pic la lumină. Sper că sunt în focus. Astea sunt niște plăcuțe uzate pe care le-am dat jos și pe care urmează să le arunc. Am vrut să fac acest video cât mai repede ca să pot să le arunc liniștit, să nu mai fie pe aici. O să-ți arăt și comparativ pe masă cum arată o plăcuță uzată și o plăcuță nouă. Dar până atunci vreau să spun cum îți dai seama când sunt prea uzate. Bineînțeles, atunci când încep să scape. Acum, în funcție și de ce pedale folosești, sunt diferite lucruri pe care poți să le faci. La pedale Shimano ai un șurub de unde poți să mai strângi. Adică dacă începe să-ți scape pantoful din pedală, mai strângi pedala. Până când, nu știu, n-am avut niciodată pedale SPD XT. Dintotdeauna am folosit Crank Brothers pentru că nu au unde să se blocheze. Nu am luat nicio căzătură din cauza faptului că nu mi-a ieșit pedala. Ba din contră, pedale Crank Brothers au mai multe beneficii decât celelalte pedale SPD. Am făcut un video special și despre acestea, îl vei vedea la final. Deci, concluzia este că schimbăm plăcuțele SPD atunci când ne iese piciorul din pedală fără să vrem asta. Eu personal încep să nu mă mai simt atât de sigur la vale sau chiar și pe urcări, când văd că începe să-mi iasă piciorul, e nasol și simt, de exemplu, la sărituri pe off-road că mă trezesc cu un picior ieșit din pedală, ceea ce este foarte, foarte neplăcut și te poți accidenta dacă nu ai mai făcut chestia asta, dacă nu te-ai mai întâlnit cu situația asta, te poți accidenta foarte nasol. Așa că acela e momentul în care trebuie să schimbi de urgență pedalele. Hai să-ți arăt cum arată. Așa arată o plăcuță uzată și o plăcuță nouă. Doar ca și idee de comparație. În încheiere, îți recomand să nu faci compromisuri când vine vorba de plăcuțe. Atunci când s-a uzat, nu mai sta pe gânduri, schimbă-le cât mai repede pentru binele tău. Același lucru și cu orice alte echipamente, piese consumabile, cum ar fi, eu știu, plăcuțele de frână, când s-au dus, schimbă-le repede, cauciucurile când s-au uzat, nu mai fă compromisuri, pentru că aceste compromisuri ne afectează exact în cele mai importante momente. Eu te salut și ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa!